Neața, hai că am ajuns și noi la salon astăzi. Avem un invitat special. O să tatăm pe Marius, sau cum știu restul oamenilor, Imogen. Și facem ceva super special. Practic, el are o comunitate foarte frumoasă și o să las să ne povestească puțin despre tatuajul de astăzi, că e foarte entuziasmat de zile. Astăzi am venit primul la Răzvan pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am văzut la altcineva cum bate și am rămas plăcut impresionat și am cerut băiatului respectiv. Da, la Teo. La Teo. L-ați văzut pe celălalt vlog și al am zis, neapărat, Teo. Mă gândeam de foarte mult timp să fac un tatuaj și căutam așa. Și întâmplător, stând la vorbă cu Teo, l-am întrebat, bă, cu tare, tot la Răzvan, nu știu ce. Mm-hmm. Și eu am o comunitate care se numesc Canguri și deja am un cangur pe mână făcut aici și am Răzvan o să-mi facă, o să vedeți, un tatuaj care o să aibă cumva legătură cu canguri din drumul meu în viață, cum ar fi. Exact. Și ceva elemente pe acolo și o să vedeți, o să fie ceva foarte, foarte frumos. Rămâne să vedeți. Doare? Exact, pentru că... Doare? Eu zic că o să fii bine. N-am avut pe nimeni care să plângă până acum. Acum, e bine, am început bun. Exact. Da, hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce este. Tu ai puterea de a schimba moftul. Trebuie jucat jocul. Tu poți schimba totul. De să-ți găsesc scopul. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul. Trebuie jucat jocul. Tu poți schimba totul. Destul nu stă tot un pan, haine, mașini scumpe și bijuterii. Să caractere mizerie în jurul nostru, băi frate, bă. Și tu știi ce ți-ar sfărâma sufletul. Ți l-ar transforma scrum. Întâi ciocând pe iso mentalul ăsta, băi frate, bă. Ca un nebun. E greu să oferi plăcere, să oferi bunătate, costă. Că viața când dă bunătate îți dă doar o mostră. Umbram prin viață sus și în jos ca un roller coaster. Certuri în familie, dar nu e casa Foster. A luptat, m-ați bătut, m-am trezit panicat. Într-un lume nebunul, nebunul legat. Dacă te miști, mă pun în genunchi și plâng. E frumos și așa să mă arăt, băieți. Așa, fiind primul tău tatuaj la mine, vreau să discutăm puțin despre consumabile. Mai exact, tot ce intră în contact direct cu tine a fost sterilizat în prealabil printr-o tehnică la gaz. Este tonică folosință și se va folosi pentru prima și singura dată astăzi. Nu se reciclează, nu se sterilizează nicio chestie de genul. Pe lângă faptul că sunt toate sterilizate, au și dată de valabilitate acestei sterilizări inscripționată pe ambalaj și ți le arăt pe fiecare în parte când expiră și ți le deschid în față să vezi că totul este gigea. A 1-a 23 expiră, sterilizat, e prima oară când se desigilează și acum e desigilat. A 9-a 25, sterilizat. A 12-a 25, sterilizat. Iar ultimul, a 8-a 25, sterilizat, desigilat. Da? După cum ziceam, toate au fost în prealabil sterilizate. Și în momentul adevărului. Dă-mă nimă ce ca surd în clopul și nu simte nimic. Super! Nu, și nici nu bâzi foarte tare. Ce bâzi în pula lui. Răzvan, cred că ne zici tu de tatuajul ăsta, cum e cu el. Păi, mai bine, îi filmezi fața lui storcit acolo, în scaun, când îți explică despre el. Bine, cu acea bro, că nu e problemă. N-ai zis că face, că el toată ziua face Caterinca pe vlog? Bine, bro, cu acea că face în Caterinca, bro. Zici că stau să fiu mulți. E. La cineva lapte? Mamă, dai seama să-mi dai drumul așa pe masă asta pe scări? Tipa ta murat, am umblat, m-am uitat, era rău la potra, m-am drogat, n-am uitat, mă rugam să revin, nu știam cum să fac oamenii devenind, devenind un ciudat. Aproape ce da, nu știam cum să scap, dar sunt liber de mine, m-am reinventat. Am început să fui de credere, să fiu mai bucur tot oamenii bre. Sufletul meu e de cred inocent, sus până la cer am ajuns Imogen. Îmi văd de drum, mă fac oricum, ce era negru e color acum. Pe scena de teatru actor principal, se trage cortina, rămân cu ce am. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul, de să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul, trebuie să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit.
Acum că am reușit, a început lumea să-mi zâmbească. Încerc să fac cum pot să-i fac cumva să reușească. Știu cât e de greu să-ți dorești și să obții, să te zbați și să te agiți în drumul după hârtii. Că pentru viața asta suntem simple jucării. Și să devii ce vrei să fii, să faci din noapte zi. Devine complicat când oamenii au plecat și s-au întors atunci când au avut. Am trecut peste limita mea de mult. Maxim puteam să car o rabă. Și ce fac acum e? Veniți să vă faceți o tatuajă pe bune, nu doare deloc. Chiar că ăștia sunt black bars. Abuzinarea neagră și bani? E portocalie, e marte. Dă-o dracu de marte, nu mai face. Dar nu-i marte, bro, asta doar bubuit. Este pământul și-a bubuit un pic, ca la foc. S-a băsit mireasa. Îmi băgă niște portocalii. Efectiv, tot picioarele, corpul, câinele. E nebunie pe cea. E nebunie. Efectiv, e nebunie pe cea. E mai dat tot o meleșinați? Meleșinați, nu. Dar se poate? Îl întind un pic pe spate. Uite aici când face așa, nu doare deloc. Dar vrei? Da, nu-l întărâta. Știi care e problema când ești tatuator? Cât poți să-l faci, te doare, fă, te doare direct. Mai poți? Hai că te zici și faci, nu? Nu, poate n-am găsit aici. Tot trecut o planetă, n-are viață, n-are nimic. Las-o așa. Las-o, vai de mamaie. Mamaie. Mai bine mi-i făceam pe muromeții, pe bună și gata. Nu se tot mai. Da? Și Baltagul aș face. Acum zici că dau cu Baltagul. Asta e sânge, durere, iau-te. Sânge. Nu mai pune mâna pe tot să moară băieții. Ne ferește, pune mâna la ori. Băi, mai rog decât ai mici, știi, mă? Mă, tu să moară, mă, să deci mi-e clipa, deci nu mai mici răbdare. Te cred. Da, eu. Te-ai legat de scaun, ești nebunat. Te-ai legat de scaun. Oh! My God! Oh, ceau, nahtul! Oh! Cianga! Oh! Numai ei! Numai! Oh! L-ai băgat? Oh! L-ai văzut cum l-a băgat pe tot? Cum l-a băgat? Până la cotor! Aici nu mai registrați, că aici s-a prospit în buze! Cut out, copii! Dar oare vikingii așa erau înainte, erau cu topoare, bun, aaa, la război sau moreau și când era la tatuaj, au, au. Cometa asta, dacă a căzut în cer, e primul tatuaj. E o cometă. Ok, ok. Am avut prima dată aici, am avut primul tatuaj. Ia mă de la cap. A fost aici. Cum scria, mă? Free my memories. Și cu o rândunică, dar zicea lumea, ce-i prezervativul ăla pe tine? Toată lumea spunea ce-i prezervativul ăla, deci era, bă, că un prezervativ. Bă. M-am dus la Viorel și mi-a făcut aripă de înger. Florica. E o barză de toamnă, așa. Da, este bun, este un cocostârcă de stepă. Stăteau două blonde și vorbeau, care una zice ceva și la care cealaltă, vai, fată, dar ce cultă ești, auzi, fă, mă, t-ai cultă! Așa și tu cu doamna frumoasă. Dacă vezi glumă, ce sunt, oprește camera. Pune mâna aici, să vezi cum bate inima. Lasă, Andreas, că săracul fie și filmează. Sus, că jos n-a trebuit. Gata, iată. Ai dat și pe mine, și pe aici, și pe masă, și pe scaun. Să fie pentru toată lumea. Să nu se sperie nimeni, ce zic? Mă duc ce-mi țapă, Andreacu. Da, ce bine arată. Și tu, Andreacu. Leluță de mare! A avut grijă să nu doară, să fie bine nostru aici. A ieșit mai bine decât mă așteptam. Deci veniți, vă faceți tatuaj, vă și spală. Da. E cel mai curat loc de pe corpul tău. Cel mai curat loc. N-am putut să ies la țigară fără să... Deci mi-a pus folii azi, am fost Tutankhamun azi. Câte folii a pus pe mine. Păi da. Vine după tine la baie să vadă dacă te speli pe mâini după ce faci pipi. Exact.
Mult de câștigat. Nimeni nu știe cât mi-e de greu. Luptă împotriva mea singur mereu. Dacă am minge, o dau la fileu. Nu-s mai presut decât cine sunt eu. Îți dau un sfat, nu te lăsa. Crede că poți să ajungi undeva. Dacă te doare, te vei repara. Nu pune la suflet ce spune lumea. Tu ai puterea de a schimba moftul. Trebuie jucat jocul. Tu poți schimba totul. Trebuie să-ți găsesc scopul. Și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul. Trebuie jucat jocul. Tu poți schimba totul. Trebuie să-ți găsesc scopul. Și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit.